Schimbări în satul Cheoselia Rusă din raionul Comrat. În scurt timp va fi așternut un nou strat de asfalt pe strada Pobeda, pe un tronson de peste 2,5 km. Primarul localității, Gheorghe Gospodinov, a mulțumit Bașcanului și investitorilor pentru sprijin și a menționat că acest proiect este doar un început în activitatea lor comună. Va fi așternut asfalt și va fi un drum minunat pentru majoritatea locuitorilor satului Cheoselia Rusă. Și nu doar, și locuitorii satelor din apropiere circulă pe acest drum, din Dimitrova, Căiet, Cheoselia Mare, Frumușica, așa că acest drum va fi nu doar pentru Cheoselia Rusă, dar pentru 4-5 localități. Bașcanul Găgăuziei, Evgenie Guțul, la întâlnirea cu locuitorii satului, a remarcat că împreună cu echipa sa a vizitat localitatea de mai multe ori. De această dată, scopul este de a anunța startul lucrărilor de reparație. Astăzi începem proiectele de infrastructură, dar vă asigur că vom merge pe fiecare stradă, vom intra în fiecare casă. Vom implementa tot ce v-am promis în perioada campaniei electorale. De asemenea, Evgenia Guțul a mulțumit reprezentanților autorităților locale și localnicilor pentru sprijinul acordat și a remarcat că acesta este foarte important pentru ea și echipa sa. Este important atunci când este sprijin atât din partea primarilor, cât și din partea deputaților adunării populare și sprijinul locuitorilor din Găgăuzie este foarte important. Când ne vom uni împreună, vom putea atinge obiectivele pe care ni le-am stabilit, iar noi avem multe scopuri și obiective. Prin urmare, cu sprijinul dumneavoastră, mergem înainte. La rândul lor, localnicii au subliniat că repararea drumului este un proiect mult așteptat pentru sat. Drumurile noastre sunt în stare groaznică, mai ales de pe traseu. Când este imposibil de mers, mergem direct la Congaz. Sperăm să fie bine. Drumurile sunt proaste, trebuie făcute. Poate le vor face, sperăm. Potrivit Evgeniei Guțul, principala sarcină a echipei sale este să transforme Găgăuzia într-un tărâm unde tinerii vor căpăta încredere în viitor, iar generația în vârstă va simți grijă. Oficialul dă asigurări că săptămânal, în autonomie, va fi lansat cel puțin un proiect de infrastructură.